Fero, iubim apa. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? În emisiunea de astăzi veți putea să vedeți cântec, poezie, dar și povești haioase. Domnul Ovidiu Purdea Someș este invitatul meu de astăzi. Bine v-am găsit! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua, Ancuța! Cu mare drag! La bună și frumoasă revedere! Domnule Purdea, intenționat nu am spus care sunt titulaturile dumneavoastră sau funcțiile dumneavoastră, pentru că aveți o serie de activități și emisiunea noastră se numește Cine ești tu? Vă rugăm să ne spuneți cine sunteți dumneavoastră! Dacă m-ai fi întrebat cu ceva vreme în urmă, ți-aș fi răspuns după poezia: cine sunt eu, întreabă-ți pădurile, cine sunt eu, întreabă-ți munții. Așa am să-ți răspund foarte simplu și sincer. Sunt un om greu de înțeles, dar ușor de iubit. Dacă până acum ceva vreme, până la 50 de ani, pe cartea mea de vizită, unde toți aveau scris directori, patroni, manageri, CEO, scria fecior fain, odată cu împlinirea vârstei de 50 de ani, fiul meu mi-a făcut o surpriză, mi-a dat un tricou pe care scrie bărbat periculos la 50 de ani și a zis: te rog să-mi lași mie moștenire titlul tău și de acum tu să fii un bărbat popular. Și v-ați schimbat cărțile de vizită? Am schimbat cărțile de vizită. Ce număr de cărți a scos la imprimantă? Ce? De vizită. Cărți de vizită? Da. 2000 ar fi tirajul minim pe care asta, pentru că umblând prin lumea asta mare, îți dai seama că mie îmi cere și Ancuța Ciolan o carte de vizită, dar îmi cere și Lelea Mărie din Gârbou Liejului și Nănașa de la Havârna din Botoșani. Deci ultima dată cred că v-am cerut carte de vizită când scria Ficior Fain acolo. Doamne, ce-au mai trecut anii. Au trecut. Și apropo de cărți, văd că aveți dumneavoastră în mână și să le spunem telespectatorilor noștri, cei care nu știu, dar cu siguranță toți vă știu, că sunteți interpret de muzică populară și scriitor și văd că aveți în mână volumul dumneavoastră de poezii, da, pe care l-ați publicat anul trecut. Da, întotdeauna oriunde merg și mă simt în încurcătură sau nu mai știu ce să răspund, atunci recit o poezie sau fac trimitere la o scriere de-a mea. De aceea niciodată nu mă despart de cartea mea. Este un fel de Biblie pe care o port, pentru că este Cartea Sfântă a sufletului meu. Într-una dintre poezii chiar îi spuneam: ce ai să scrii, iubito, despre mine în Cartea Sfântă a sufletului tău? Că numele tău l-am iubit ca pe o virtute și că inima mea era singura fereastră prin care mai fugeai vreodată prin lume. De aceea mă întorc de fiecare dată și simt că aici sunt în lumea mea, pentru că eu mă joc cu cuvintele mele și numai eu și ele ne știm stările și trăirile. E volumul Piatra Lunii, care a fost editat, a fost tipărit anul trecut, cu ocazia despărțirii mele de armată, pentru că trebuie să spun, Ancuța, eu anul trecut, pe 31 mai, am spus adio arme după o militarie. După o viață, da? Da. 38 de ani de uniformă militară și 34 de ani de militarie pură, adevărat, în care am fost la comandă de pluton, de grupă, școala militară, mai apoi la Oradea și din 91 lumea mare a cuvintelor. Am făcut o promisiune și uite, trebuie să spun că am mințit. Am mințit, dragii mei, pentru că am spus că această carte nu se va tipări decât o singură dată și se va da prietenilor, colegilor mei cu ocazia despărțirii de armată. Fiecare dintre invitați a primit câte o carte și mai mult decât atât, unii dintre invitați chiar au fost puși să recite câte o poezie. Cred că a fost singur eveniment, nu știu, cultural, vezi, de ceneatul. Singura lansare de carte unde invitații recită. Da, și-au recitat. În schimb, solicitările au fost atât de mari încât la sugestia editurii, după de 3-4 ore am refuzat, a 5-a oră n-am mai reușit și s-a tipărit în a doua ediție, care s-a epuizat în data de 16 iunie, întrucât în 16 iunie la Alba Iulia am avut întâlnirea promoției și toți colegii mei de liceu militar de acum 35 de ani erau curioși să vadă ce poet național a ajuns pur de-al nostru de acum 35 de ani, motiv pentru care s-a epuizat. Dar este cartea pe care eu o țin tot timpul și
când am cartea în mână, simt că parcă sunt legat de tot pământul. Am un punct de sprijin. Parcă este punctul meu de sprijin din univers. Spuneați într-o descriere despre dumneavoastră că o parte a sufletului este cântec și o parte a sufletului este poezie. Când ați început să scrieți poezii? Poezie serioasă am început să scriu când m-a părăsit prima drăguță, prima fată, în clasa noua de liceu militar. De asta așteptau colegii dumneavoastră să vadă ce poet național ați ajuns. Da. Eu vreau să-i testez. Să-i testez prietenia și puterea legăturii sentimentale dintre noi. I-am dat un telefon, am pus Batista pe receptor și am spus că sunt coleg de-al Ovidiu și că Ovidiu e bolnav în spital. Iată, fata n-a mai așteptat și culmea că nu era un spital din Alba Iulia, ci era un spital din Sibiu și fata s-a dus la Sibiu. Eu nu mi-am dat seama ce amploare va lua gluma mea și farsa mea. Fata a mers, m-a căutat, nu m-a găsit, a venit înapoi și la a doua zi m-a părăsit. Eu încercând să să-mi recuperez, să-mi recuperez dragostea. Da. Încercând să-mi recuperez dragostea, am început să scriu. Primele poezii, normal, erau influențate iremediabil de Minulescu, de Lucian Blaga sau de Eminescu. Și țin minte că recordul meu de vorbit la telefon a fost 6 ore din biroul secretarului UTC al liceului. Am vorbit 6 ore încercând să o conving să revină, iar ea mi-a spus foarte sincer și sec: e vina mea că te întâlnesc acum și vina mea că nu te pot iubi. De ce ai trecut așa târziu pe aici și n-ai ieșit mai decuvreme în drum? Deci asta a fost sensul că în mine e o sămânță poezie. De cuvânt. E o poezie. De fapt, cred că în fiecare om e o poezie. Cred că poezia există în sufletul nostru, doar că ne trebuie acel moment în care ea să ne atingă o parte a sufletului. Eu văd așa ca două cercuri concentrice care zboară unul în interiorul celuilalt și când avem momentele de ruptură sentimentală sau de dramatism sau poate de bucurie, aceste cercuri interioare se ating. Și atunci cercurile spun cuvinte unele altora. Și așa se naște poezia. Dacă m-ai întreba dacă am ce mă inspiră, trebuie să-ți răspund ca orice poet, că mă inspiră o muză. O muză care poate fi în fața ta, o întâmplare dramatică din viață sau, nu știu, o trăire, o emoție intensă. Întotdeauna încerc să acoper ceva din viața mea, să aduc echilibru prin ceea ce s-a întâmplat. Îmi plăcea foarte mult povestea lui Nichita Stănescu, când o lua pe Dora Tărâță și fugea în munți și se întorcea după 2 luni de zile și punea manuscrisul pe masă, lăudându-se că mai a scris un volum. Știu povestea aceasta de la Aurelian Titu Dumitrescu, cu care am scris împreună Antimetafizica, și țin minte când în 13 decembrie 1983, când a murit Nichita, ce durere am simțit și noi și am purtat în suflet în anul întâi de școală militară la Sibiu. Eram câțiva, 2-3, cred că, din generație care scriam poezii. Dar atunci era un privilegiu, noi eram cavalerii cuvintelor. Atunci noi eram răsfățații școlii, a fetelor. Ce frumos era să ți se spună: uite, mă, ăsta e poet. Sunteți și acum răsfățatul femeilor, nu? Ca orice bărbat sincer, tânăr, sănătos, spun că femeia este cea mai frumoasă întâmplare de pe pământ. Nu ți-a spune niciodată sau n-a spune nimănui să-și imagineze viața o singură zi fără prezența femeii în preajma noastră, pentru că femeia este echilibru, este jertfă, este tulburare și pentru că are acest mister al nașterii, al creației pe care îl mai are numai Dumnezeu. Eu cred că este sărutul lui Dumnezeu trimis pe pământ. N-am înțeles multă vreme atitudinea femeii de leoaică când își apără copiii. Noi, poate tații, avem sentimentul ăsta de justițiabil, de a ne critica, de a ne pune la colț, de a fi poate așa un mai dur cu copiii. Femeia niciodată nu are sentimentul ăsta, pentru că 9 luni de zile i-a purtat semnul creației în ea. De aceea trebuie iubită femeia.
Dumneavoastră, cum sunteți în raport sau cum erați în raport cu fiul dumneavoastră? Acum fiul dumneavoastră nu mai este tocmai un copil mic. Sunteți un tată dur? Nu, am fost un tată militaros, dar cel mai bun prieten al lui. În sensul că militaros nu i-am cerut multe lucruri, i-am cerut câteva reguli simple. Poate pot părea banale acum. Ordinea lui în cameră, încât oricând intri să fie așa. Doi, să respecte fiecare lucru pe care îl primește. De la mine a păstrat un obicei, n-am crezut că... El s-a mutat acum la casa lui și n-am crezut că o să păstreze acel obicei. Generația de astăzi schimbă foarte des hainele, costumele, blugi, pantofii. Ei, în fiecare pereche de pantofi pe care eu am cumpărat-o, îi cumpăram și o pereche de șanuri pe care îi le puneam înăuntru ca să aibă și responsabilitatea de a întreține. Uite, și-a păstrat astăzi acel obicei și sunt foarte bucuros. După care, ordinea din dulapuri, asta a fost și în rest să știe că orice lucru pe care îl obține trebuie să aibă o urmă de efort, să aibă un merit. Motiv pentru care și la școală a fost. Și am cerut niciodată, n-am zis să fii în primii 3. Dar în primii 10, da. Pentru că în primii 3 e prea mare consumul. Trebuie să te dedici lecturii, cărților, nu. Eu am vrut el să facă de toate, pentru că asta este, cred că, secretul unei vieți frumoase, echilibrul unei vieți frumoase, să faci din toate câte puțin. De aceea nici eu nu mă consider decât un răsfățat câte puțin din toate. Sunt cântăreți geniali, sunt poeți geniali. Eu îmi iau cartea și merg pe drum. Și ce am mai lăsat fiului meu? O moștenire. Un tablou cu un băiat de la țară, ăla fiind eu, cu o străituță în spate prin care se văd așa câteva colțuri de carte care intră în clasă. În îndepărtarea tabloului se vede clasa cu profesoara și să nu uite niciodată bunul simț pe care l-a primit în educație, moștenire de la bunicii lui care au locuit la țară și vorbele lor este așa un sentiment de legătură cu satul. Păstrează tabloul în casa lui acum? Nu, e încă la mine pentru că s-a mutat de curând. Și în, să zic, de cealaltă parte a baricadei, mama cum... Cum s-a purtat cu... Ați fost pe aceeași lungime de undă? A păstrat și mama doza tână, de militarie? Ca orice tânăr am fost și eu rebel. Și acum am dat seama, după ce am devenit și eu părinte, că fiecare generație își cere dreptul ei la libertate, la opinie, la viață, la răzvrătire. Face parte din firescul lucrurilor. Pentru mine mama a fost un bărbat și jumătate, pentru că ea a fost peste tot cu mine. Și în clasa nouă, în anii de liceu, când am dat admitere, și în anii de școală militară, când am obținut tresa de locotenent și ca să o impresioneze atunci pe mama, împreună cu invitații mei, frați, surori, care erau, mi-am dat jos cizma de locotenent din picioare, am umplut-o de bere și am băut bere din cizma de locotenent. Și a zis, bă, copile, Doamne, iartă-mă la mine, la noi însă nimeni nu a făcut de astea. Zic, mamă, ăsta este botezul. Cred că din două beri eram gata, terminat. Dar așa... Dar ați impresionat-o? Da. A fost efectul scontat? Iată, mamă, eu știu ce efect, cred că se gândea. Mă, la noi însă nimeni nu bea atâta, deci mai ești dintr-o cizmă. După care mama a fost lângă mine și când am fost locotenent la Oradea și când am fost mire. Și de fapt, eu asta vroiam, asta mi-am dorit toată viața. Am spus că marele câștig al meu sau marele merit al meu în viață va fi dacă voi reuși să fac pe mama fericită. Dacă în ochii ei am să văd un zâmbet sau chiar și o lacrimă de bucurie, înseamnă că a fost un băiat bun. Și mi-am dorit ca mama să fie într-o duminică la biserică cu tata, să nu știe nimic și eu să cobor dintr-o mașină, dintr-o Dacia 1310, credeam atunci, să opresc mașina în fața bisericii, să intru în biserică și mama să mă vadă cu viitoarea mireasă și viitoarea ei noră. Așa s-a și întâmplat. Când se întâmplă asta? În primul an de după Revoluție, în 1990. Oricâtă militarie și oricâtă rigoare am avut eu în viață, eu nu mi-am decis destinul. Destinul a
decis ori Dumnezeu, ori alte întâmplări. Eu n-am știut, am fost primul elev din sat care a mers la liceu militar. Eu n-am știut ce e acela liceu militar. Dar probabil Dumnezeu mi-a trimis un om în față, într-o întâlnire providențială, într-un banal autobuz care făcea naveta de la Dej la Rugășești, lângă satul meu. M-am întâlnit cu acel om, cu băiatul căruia mă concuram eu pentru premiul întâi în sat. Și am întrebat unde merge băiatul lui Tiberiu. Și mi-a zis la liceu militar. Eu în sinea mea am spus, dacă el, care e fecior de domn, merge la liceu militar, și eu să merg, și am să merg acolo. Așa am spus mamei, care nici mama, nici tata nu a fost de acord cu opțiunea mea. Mi-a zis, dragul mami, în armată, puști, războaie, soldați, ție nu-ți stă bine, așa, nu-i vii departe de casă. Ei mă vreau undeva mai în apropiere, să-i ajut pe sfârșit de săptămână la lucru. Ma, sincer să fiu, nu eram un cosaș. Eram eu un cosaș bun, dar nu eram unul performant. Adică eu coseam tot irăzoarele pe unde era, dar n-aveam randamentul ăla de lungă durată. Asta a fost primul moment. Al doilea moment care iar mi-a decis destinul a fost 1990. În 1989, în decembrie, era un tulburător decembrie în care se trăgea din toate părțile. Eu eram locotenent la Oradea. Erați consemnat, mă gândesc, acolo. Eram în cazarmă, dar întâmplarea a făcut ca eu, împreună cu soldații mei, să ieșim la sediul securității din Oradea să dezarmăm securitatea, alături de alți colegi din unitate. Și mi-am zis, Doamne Dumnezeule, cum de tocmai eu, cât era Oradea aia de mare și cât armata avea, un locotenent de chimie militară, să mă duc la sediul securității. Am înțeles mai târziu rostul. Era foarte multe dezinformări, se vorbea atunci de substanțe chimice, de otrăv, de toată dezinformarea care a fost, și atunci a plecat la subunitate de cercetare chimică pe care o comandam. Și când am văzut ce dramatism era, mi-am sunat-o pe mama acasă și am spus poștașului, că aveam un singur telefon în sat acolo, să mama să stea liniștită, că sunt bine. Și am zis, Doamne Dumnezeule, urdea, multe ai făcut în viața asta, dar de ce nu te-ai însurat, mă? Mă, dacă mor la Revoluție, ce rămâne după tine? Și a zis, dacă scap viu din Revoluție, eu la nu mă însor. Iubita viață la vremea aceea. Da. Am cerut-o de nevastă între Crăciun și Anul Nou, în decembrie 1989, iar de ziua mea, la o zi după ziua mea, în 30 iunie, am făcut nuntă mare în Bihor, la cort. Cu ai mei colegi de la armată, nu prea știam noi să jucăm ca prin Bihor, că nu prea eram bihoreni, noi eram din Someș, Baia Mare, Moldova, dar ne-am adaptat. Toată generația mea, care am luat repartiție la Oradea, toți ne-am însurat în Bihor. Nu cred că regretăm niciunul. Dumneavoastră sunteți Ovidiu Purdea, dar și Someș. Mă gândesc că Someș nu e trecut în buletin. E numele de artist, e numele, să zic artist, așa. E numele de scenă, dar e dinainte de a ști că eu voi ajunge interpret de muzică populară, în 1991, când am venit la Cluj, la Ziarul Armatei, mi s-a cerut să ne luăm un pseudonim. Și mi-am luat Ovidiu Someșan, Cătălin Someșan sau Ovidiu Someș. N-aveam voie să semnăm decât două articole cu numele nostru real, deci Ovidiu Purdea, și atunci celelalte le semnam cu pseudonime. Și îți dai seama că alea care le semnam cu pseudonime era ăla în care tăiam în carne vie. Că puteați. Da. Pe vremea aceea, așa ne spunea regretatul general Paul Keller, unde mergeți în unitate, ziariștii să rămână dâră. Și acum mai au unii poate care sunt supărați pe mine despre ce am scris în aceia 90. Era presa aia realistă în care de la poarta unității și până la ultimul soldat scriam despre orice. Și acum, mai și în ultimii ani? Luat, și așa mi-am luat numele de Someș. În ultimii ani, eu după principiu înalță să ridică șefii tot mai sus încât să le iei locul, mi-am promovat toți șefii și din anul 2008 până în 2017 am fost redactorul șef al ziarului de la Cluj, Orizont Militar, iar în 2017 am fost promovat la București, redactor șef la revista Forțelor Terestre. Iar a fost un moment în care nu eu mi-am decis viitorul, destinul meu a fost hotărât de altcineva. Faptul că am fost promovat la București, trebuia să mai stau vreo 5 ani în București, departe de familie, departe de casă. Și a spus pas. De băiat.
Am spus PAS pentru că eu eram implicat în proiectele culturale, de muzică populară, artistice, în zona Ardealului. Ori fiind la București, mi-era foarte greu. Era avantajul că ești în preajma televiziunilor acolo, dar toate evenimentele mele erau pe partea de nord a țării și eu țineam ca proiectul meu de suflet, România din sufletul meu, în care să-mi filmez cântecele populare cele mai reprezentative în locuri la fel de reprezentative din țară, să prindă contur. De aceea am filmat și în Botoșani, am filmat și în Vatra Dornei, și la Țebea, și la Alba Iulia, și la Mănăstirea Râmeț, și în satul meu natal, și în Maramureș, la Târgu Lăpuș, mi-am filmat cântecele mele. Ele sunt o poveste a locurilor. Și dacă tot ați adus vorba de cântece și ne-ați vorbit atât de frumos și despre mama, haideți să urmărim un videoclip, poate cel filmat în satul dumneavoastră natal. Nu. Uite că m-a întrebat de băiatul meu, de Raul, să fie cei mai frumoșani ai vieții, pentru că el mi-a spus: tata, cânta aia cu plugul, cu boii, cu ăsta. Păi generația mea n-a mai văzut plug, n-a mai văzut boi. Și atunci am ales, mi-am spus, plecând de la superba metaforă a poetului Horia Bădescu, Toamnă nebunde frumoasă la Cluj, mi-am spus, cei mai frumoși ani ai vieții am filmat în Parcul Central din Cluj, doar eu în costum popular, trecând pe alee, într-o superbă zi de toamnă, și generațiile care veneau, cu care mă întâlneam, și eu le spuneam povestea acestui cântec. Haideți să urmărim atunci videoclipul și să ascultăm și cântecul. Cu mare drag. Mi-ar da 10 ani din viața mea, care, Doamne, aș alege pentru a mai petrece. Dacă cineva mi-ar da 10 ani din viața mea, care, Doamne, aș alege pentru a mai petrece. Cei mai frumoși ani ai vieții mi-au fost anii tinereți. N-aveam bani în buzunare, dar inima mare. Stai, stai și nu pleca, mi dragă viața. Mult i-am mai făcut pe lume, și mai rele și mai bune, dar, Doamne, cât i-am făcut, dă nu-mi pare mult. Mult i-am mai făcut pe lume, și mai rele și mai bune, dar, Doamne, cât i-am făcut, că nu-mi pare mult. Cei mai frumoși ani ai vieții mi-au fost anii tinereți. N-aveam bani în buzunare, dar inima mare. Hai, lume, hai, tinereță, stai, stai și nu pleca, mi dragă viața. Floare, faină ești, dar trecătoare. Mult aș da, mult aș plăti, să te pot opri. Tinereță, mândră floare, faină ești, dar trecătoare. Mult aș da, mult aș plăti, să te pot opri. Cei mai frumoși ani ai vieții mi-au fost anii tinereți. N-aveam bani în buzunare, dar inima mare. Hai, lume, hai, tinereță, stai, stai și nu pleca, mi dragă viața. Când ești tânăr, faci de toate, omul mândru-i cu păcate, dar cu un pic de noroc poți munță din loc. Când ești tânăr, faci de toate, omul mândru-i cu păcate, dar cu un pic de noroc poți munță din loc.
Cei mai frumoși ani ai vieții mi-au fost anii tinereți. N-aveam bani în buzunare, dar inima mare. Hai lume, hai, tinereță, stai, stai și nu pleca, mi dragă viața. Hai lume, hai, tinereță, stai, stai și nu pleca, mi dragă viața. Dacă tot ne-ați și recitat, am văzut și v-am și auzit cântând, spuneți-ne când ați început dumneavoastră să cântați? Am înțeles, poezii scrieți din liceu, da. De la prima decepție în dragoste pe care v-ați creat-o singur. Da, să fim, poezie mai serioasă, că dacă ar fi să spun prima poezie naivă, am scris-o, cred că în clasa a patra și la căminul, țin minte că rula filmul Vandana. Era un film, nu l-ai prins, tu, Ancuța. L-am văzut ulterior, da. Un film indian și cum era în sate atunci, se tot rupea rola sau până schimba rola, se tot schimba filmul. Și între două role am citit o strofă ceva, am citit-o unor colegi, unor vecini de-ai mei acolo, aveam pe o hârtiuță în buzunar, iar ei au început să râdă de mine și eu, mă, bă, stai poet, îi poet. Deci așa mi-a fost de rușine că n-am mai stat până la sfârșitul filmului. Poet, pentru că cine mai era în gârbă odiajului poet? Nimeni. Se năștea un blăstar. Iar cântecul... Ancuța, în lumea satului, în satele ardelene, cântecul era un mod de viață. Lumea cânta așa cum bea apă, cum respira. Există anumite momente și stări în care oamenii cântă. Frecvent, aproape zilnic, la muncile câmpului. Când începea primăvara, vara, toate dealurile noastre care erau pline de sătencele noastre, consătenele mele, erau pline și de cântec. Erau pline și de cântec. Omul și femeile cântau fie ca să treacă timpul mai ușor, fie ca să-și mai echilibreze sufletul, pentru că erau copii plecați departe la școli, prin toate orașele Ardealului în principal, sau cântau să-și mai stâmpere de sete. Ei cântau, moșul meu mergea după lemne în pădure cu carul și cânta pe ruda carului. Sau cânta înaintea boilor. Cânta când își ara pământul. Ăsta era un fel de rugăciune. După Tatăl nostru, al doilea lucru sfânt pe care l-aveau țăranii erau cântecul. Apoi mai cântau în biserică, cântările bisericești, sau din rânduiala duminicii, sau pricesnele. Mama cânta în corul bisericii. Avea o voce atât de profundă, de amplă, de plină de viață, că mie mi-era rușine. Eu o deosebeam din toate femeile și eu rugam pe mama, zic, nu mai cânta, mamă, te rog, sau cântă mai încet, că așa ți-aud vocea și parcă toți copiii de lângă mine, parcă s-ar fi uitat la mine și eram stingher așa printre ei. De fapt și exista femeile mai de generația mamei, chiar și spuneau, au, ai pe Dotie. Dotie era mama. Relația dintre mamă, tată și cântec, cred că a fost, nu știu, rețeta aceea frumoasă, țărănească. Știi cum căutăm noi acum rețetele vechi pentru mâncărurile bune ale românului? Din caietul de rețete al mamei. Al mamei. Pentru că tata era diac în biserică. Am fost acum câteva luni în sat și m-a oprit o femeie. Părinții mei au plecat la ceruri în anul 2005. Dacă ar fi să schimb ceva din viața mea, un singur lucru ar schimba. Acel an. Pentru că viața se măsoară altfel. Eu nu mai măsor viața nici în timp, nici în săptămâni, nici în trăiri sufletești, ci întotdeauna o măsor în clipa sau în ziua până în care mi-au trăit părinții și ziua din care nu mai sunt. Și ce ați fi schimbat la acel an? Aș schimba acel an moartea părinților. Aș fi rugat pe Dumnezeu să îi mai lase să mai trăiască, pentru că în momentul în care părinții nu mai sunt, se schimbă totul.
se schimbă lumea. Toată lumea ta se schimbă. Casa nu mai este la fel de primitoare. Ba mai mult, după câțiva ani, apar crăpăturile, apare sentimentul ăla de nelocuit, de părăsit, pustietatea. Iarba în ogradă, sau în curte, sau în ocol, e mai mare. Nu mai are cine să o cosească și nu mai ai sentimentul acela sincer cu care te primești părinții în prag când ai deschis poarta. Există sentimentul acesta care nu poate fi comparat cu nimic. Este un etalon al sensibilității, al dragostei și al dorului. Când eu deschideam poarta și intram cu soția Adriana, Rodica și Curaul sau cu frații mei, simțeam la mamă cum îi tremură bărbia și cum îi dau lacrimile. Încât după ani, stând așa de vorbă cu mine însumi, mi-am spus, dacă ar fi nevoie de un etalon, de un aparat de măsură al dorului, acesta ar fi sufletul mamei. Și acum revin. Acea țărancă mi-a spus, Ovidiu, când ne întâlnim data viitoare, am să-ți dau un caiet. Un caiet cu versurile pe care le-a scris tatăl tău și n-am știut asta niciodată. Ați aflat abia acum? Acum am aflat. La înmormântarea socrului meu, a mamei mele, deci la fiecare, într-un fel de destin al lemnului din cimitirul vesel din Săpânța și al Crucii, tata dădea destin cuvintelor și făcea versuri. Versuitor, se spune lumea satului, în care îi spunea povestea lui. Și tot această femeie mi-a spus că aveau atâta dramatism versurile astea, încât dădeau lacrimile și cu greu puteau fi oprite. Și mi-aduc aminte de o replică al mamei. Lasă-le în foc, Ioane, de versuri, nu mai fă de astea, că toată lumea plânge. Ce nu-i destul că o plângă, că au plecat dintre noi răposatul. Mai faci și tu să plângă. Eu n-am pus preț, n-am știut la ce se referă, dar acum. Și femeia respectivă mi-a zis, zice, versurile vi le dau, dacă ai tu nu. Că ai tu a rămas la, da, la femeia, da, respectivă. Da, a rămas la femeia respectivă. În schimb, tata era hâtru, că probabil pe el îl moștenesc eu. Și nu am înțeles niciodată. Deci când am stat acasă, eu nu am auzit odată. Probabil era ceva definitoriu în lumea satului. Pe tata să-i zică mamei că o iubește. N-ați auzit să spună niciodată lucrul acesta? Niciodată nu l-am auzit să spună lucrul acesta. Și am înțeles de ce. Pentru ei, aratul, cântatul, iubitul, făcea parte din firesul vieții. Era ceva firesc, da. Nu trebuia cum să spună te iubesc. Da. Eu glumeam odată cu el, pentru că venise pe sfârșitul anilor 80, așa un ordin de la colectivizare, în care toți țăranii trebuiau să aibă, nu știu, 8 sau 10 clase. Și pe mama și pe tata, într-o zi, a luat din sat, alături de alți consăteni, i-a dus în satul vecin la Rugășești, la Șosea, și și-au dat examenele. Într-o zi, tata, care avea 4 clase, a avut 10. Și râdea, glumea cu mama și zicea, bată-te focul, Ioane, că te-ai dus, mai lăsat acolo, nu mi-ai spus nimic, te-ai dus repede la Horinca, la bufet. De ce? Pentru că mama nu prea știa la franceză și tata zice, dar n-am scris decât atât. Je m'appelle pur de Ion. Și a văzut hârtia pe care scrisese Je m'appelle pur de Ion și s-a dus tata să bea și o pălincă dacă și-a luat examenele, nu să sărbătorească. Țin minte de un moment de genul acesta povestit de bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Cred că e vorba de același moment în care toți țăranii mergeau să își echivaleze studiile și la școală, la orele respective, directorul a întrebat pe un consătean, nene Ioane, când a murit Mihai Viteazu? Abată-l Dumnezeu că n-am auzit când o bătu clopotele. Ceva de... Da. Suntem chiar la momentul cel mai frumos. Cred că nu știu dacă vom avea creată emoția. Uite povestea pentru tine, pentru telespectatori, povestea tatălui meu în poezia Pelerin. Pe drumul din Gârbou
am văzut într-o noapte un pelerin. I-am zărit chipul bătut de lună și mersul dezordonat ca al unui fluture după o noapte de dragoste. E tatăl tău, spunea cineva. Numai el se întoarce atât de târziu acasă. Nu, nu poate fi tata. El nu are aripi ca un fluture. E singuratic, dar are pasul mai apăsat. Nu se dezlipește niciodată de pământ. O fi pădurarul. El mai întârzie noaptea, vorbește cu stelele și cu copacii. Așa îi place lui. Nu, nu poate fi el. El cântă când trece pe drum și fluieră de prea multă liniște, să știe Dumnezeu că mai sunt suflete în sat. Poate-i nitru din gura uliței. El mai face naveta la combinat. Nu, nu cred că poate fi el. Îl știu bine. El ar gesticula, i-ar spune ceva drumului sau măcar și-ar aprinde o țigară. Mitru pocnește din degete, înjură femeile, e scorțos. Poate-i păcurarul. Noaptea mult goile mai devreme. Ublă în zigzag să nu se închege laptele. Nu, nu poate fi el. El are o manta rămasă din război. Îi lucesc nasturii și latră câinii cu o bucurie aparte. Atunci, nu știu cine poate fi, dar nu cred că trece Dumnezeu prin gârbou. Foarte frumos. Tata a apucat să îi citiți, să-i recitați această poezie? N-a apucat, pentru că ea a fost scrisă ulterior. Dar uite, mi-am adus aminte când mai cântam oamenii în sat la mine. Când veneau de la bufet către casă și când mergeau la baluri, la jocuri. Când veneau de la bufet, țin minte că bunicul meu, Gavrila Libalmoș, avea o fore care, într-un fel, avea niște versuri brutale. Și am să ți le redau exact cum le cânta el. Spunea: tăi e mândră, bătrânita-i și ești hâdă. Era lupta lui nu cu bunica, ci cu viața, cu trecerea ei. Deschidea așa vranița, o închidea și bunica l-aștepta pe scări. Și moșul a fost un mare oritor. A făcut războiul, s-a întors și a supraviețuit. Mai cântam la Căminul Cultural. Un mare regret am avut în această viață. N-am putut să organizez niciodată un bal sau un joc la mine în sat. Am vrut să vă întreb, un spectacol ați organizat în satul dumneavoastră natal? Dar spectacol, da. Spectacol și emisiune. Prima emisiune făcută acolo pe văile noastre în sat, Cântec și Poveste, la Fiii Satului, cu ocazia unei sărbători religioase, Sfințenie se zice la noi, la sfințirea bisericii, și pentru prima oară în viață au pus piciorul și mi-au binecuvântat satul cu cântecul și cu prezența lor Nicolae Mureșan și feciorul Nicușor, doamna Sava Negrean Brudașcu, Marinela Zăgranistici, Alexandru Pugna, colega mea Maria Golban Șomlea, Felix Gălaniu Andordoi. Și de a mai fi avut timp, ar mai fi venit mulți. Era emisiune de o oră și jumătate pentru prima oară și păstrez acea emisiune ca și pe o carte în imaginea satului meu. Doamne, ce frumos, pentru că oamenii de anumită vârstă au trecut anii și peste ei, să-ți revezi acum părinții, bunicii, unii plecați la ceruri în urmă cu 4 ani sau 5 ani. Am așa o curiozitate, pentru că i-ați enumerat pe doar câțiva dintre colegii dumneavoastră artiști în emisiunile pe care le realizați sau unde sunteți invitați. Vedem așa că e tot timpul voie bună, petrecere. Cum sunt relațiile între artiști în afara camerelor sau în spatele camerelor de filmat, să zic? Dincolo de fiecare zâmbet, nu numai pe scenă, în viața artistică și în viața reală, există o poveste. O poveste care de multe ori poate este dureroasă sau care este dramatică. Înainte de a urca pe scenă,
toți colegii mei suntem muritori. Trăim și binele, și răul, și frumosul, și urâtul. E acea dualitate care, pe care o trăim și noi. În momentul în care ai intrat în scenă, trebuie să te schimbi. Pentru că tu ești, atunci ești dăruitorul de cântec. Tu trebuie să transmiți ceva. Închipuie-ți Ancuța ce a fost în sufletul meu când soțul surorii mele, cumnatul meu, părintele Căprar de la Sălișca, a plecat la cei drepți și eu a doua zi am avut spectacol cu contract semnat. Și am urcat pe scenă, iar când mi-a cântat cântecul meu, satul de sătucul meu, și am ajuns la strofa a zice și mamă și tată și la frunză și la piatră, mi s-a pus un nod în gât, de-a mea mai puteam să cânt, îmi venea să recit. Pentru că într-o altă emisiune, el a venit în emisiune, mi-a dus tabloul părinților și uite-te ce repede se mișcă lumea. Cât de vreme ne cheamă Dumnezeu la el. Și atunci, eu simt în mine, deci oricât de obosit aș fi, oricâte evenimente mi-ar marca viața, existența, simt că în momentul în care intru pe scenă, se declanșează o energie interioară care nu poți compara cu nimic. Iar când am terminat cântecul sau programul, recitalul, e o risipire în care nu știu cu ce pot să o echivalez. Cu muncă fizică, nu. Dar cu o emoție, cu un consum interior de emoții, extraordinar. Despre relațiile din viața artistică. Relațiile din viața artistică, și asta ca în viața obișnuită. Nu poți, oricât de mare, de generos ți-ar fi sufletul, nu poți să te împarți, să te dărui tuturor. Deci există relații de prietenie, o prietenie artistică între toată lumea. Ne vedem, ne salutăm, ne felicităm, ce ați mai făcut, ce realizări, ce cântece, ce șlagăre. Iar 2, 3, 4, 5 suntem un grup cu care ne vedem mai des, cu care conversăm săptămânal, cu care ne împărtășim proiectele, cu care ne sprijinim reciproc, cu și care ne care vedem... mergeți la chefuri, da, nu? La chefuri, cum la nunțile copil. Hai să-ți spun, uite, ne-am întâlnit acum 3 săptămâni la... I-am tăiat moțul finuțului nostru Damian, soțul Oanei Matei Coruții și al lui Emilian Coruții de la Bistrița și ne-am întâlnit așa și Urdea, și Nelu Dordoi, stem cu metri, la nuntă a fost și Sandu Pugna și soții Giurgi, ne-am întâlnit cu Lorena, colege, petrecem ca orice, unul de sacrificiu, nu trebuie să cânte unul, doi, după ce se, sacrifică, doi ne vin în rândul la fiecare. Sau, imaginează-ți nunta băiatului, prietenului meu, Nicu Mureșan, de la Satul Mare, când la nuntă acolo se suma invitații care au cântat. Ți iau în ordine, cred, nu mai știu cum au cântat. Soții Giurgi, Angelina Timiș, Beta Biriș, Sava Negrean Brudașcu, Ovidiu Purdea Someș, Dumitru Dobrican, Ioan Berci, Ioan Bocșa, Furdu Iancu. Și? Cred că am spus. Și a fost nunta de 3 zile și de 3 nopți. Nu mai știu cât a fost, că noi ne-am petrecut. Pentru că mai avem foarte puține minute. Vreau să vă întreb, pentru că ați fost o viață întreagă, așa cum ați spus, în uniformă, ați avut o carieră riscantă până la urmă, acum depindea probabil și de contextul istoric, să zic așa, și pentru că ați zis că ați fi schimbat anul 2005, dacă ceva ați schimba, din acel moment... faceți ceva special în fiecare zi când plecați de acasă? Nu știu, poate vă ocupați soția, dați un telefon băiatului? Nu am un ritual anume sau un semn anume pe care să-l fac. Cert este că de fiecare, un Doamne ajută și o cruce îmi fac de fiecare dată când ies din casă. Nu plec niciodată din casă supărat sau nu îmi las soția fără zâmbet pe buze. De fiecare dată unde merg, sunt. Deci vorbim aproape zilnic, când spectacole, turneu sau emisiuni, unde sunt plecat. Eu am o libertate interioară care îmi dă un echilibru și care îmi dă așa o bucurie care parcă îmi cuprinde tot corpul din cap până în picioare. Nu pot să fiu supărat pe nimeni.
Asta e o mare calitate. Eu nu mă cer cu nimeni, pentru că sufer eu mai mult și nu mă cer de teamă că mi-au luat prea mult împăcarea. Deci sufer eu. Pe mine mă deranjează și mă supără și când văd un tânăr care nu-i acordă locul în autobuz unei femei mai în vârstă. Și dacă eu aș lua atitudine să-i spun asta, nu știu, parcă mă simt eu. Nu este bine așa. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Nici Dumnezeu nu i-a împăcat pe toți. Dar am acel echilibru pentru că eu și astăzi și peste 200 de ani când mă întâlnesc cu tine, eu cu acea seninătate și frumusețe îți vorbesc. Ne știm de atâta vreme. Să dea Dumnezeu să ne vedem măcar peste 150, nu peste 200. Ne știm de atâta vreme și să vă spun că e măritată cu aviator. I-a plăcut armata și peste 200 de ani când ne întâlnim, la fel de frumos și de zâmbitor am să-ți vorbesc. Ăsta e sufletul meu. Din punctul ăsta de vedere, cred că sunt o cetate ușor de cucerit și de citit. Domnule Purdea, aș mai povesti mult și bine cu dumneavoastră. Haideți să ne mai arătați un videoclip și să ne mai să-i lăsăm pe telespectatorii noștri să mai asculte un cântec. Cântec pentru Ardeal, pentru că suntem în centenarul unirii noastre cele frumoase. Cântec pentru Ardeal să fie și cu dumneavoastră, să ne vedem cu bine data viitoare. S-a terminat emisiunea. S-a terminat emisiunea. Ne despărțim așa. O să ne pupăm după ce se difuzează. Iar de telespectator ne despărțim așa. Pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să mă nasc. Tatăl meu s-a iubit cu mama mea. O zi frumoasă! Ce moața cu o pinică, când chiuie și bea pălinică, când cântă-n tulnic peste munți și joacă orele la nunți. Noi șoplim din lemn troiță și țesem pânza-n patruiță. Noi cinstim cămașa-ți ruptă când te întorci cu ea din luptă. Ardealul e străbun pământ, de dragul tău trăiești și thank you.
dragostei de mamă, iubirile copilăriei și cântecele ciocârliei. Nu-s fete în lume mai frumoase, nici doine în lume mai duioase, nu-s munți bogați ca apusenii, nici oameni buni ca ardelenii. Ardealul este bun pământ, de dragul tău trăiesc și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții, de dragul Iubim apa.